Virgil Mihai este cunoscut îndeopște ca un poet și este într-adevăr un poet important, cu o operă semnificativă. Mai este cunoscut și chiar faimos pentru darurile lui de poliglot. Știe 15 limbi probabil și în fiecare an mai învață câte una, poate chiar două. A palavra cria o real, o real cria a palavra. Virgil. Virgil este institutul cultural, nu român, este institut cultural european. Mai ești dificil de aferrar realitate cu alucinação. Cel care a investit în România, după părerea mea, cel mai mult în jazz, este tocmai Virgil Mihaiu. Nu sera a realitate un conjunt de alucinații. Aici începem explicațiile. Bloc construit în 1968. Oricum era haotic. De când vin doar o dată pe an de la Lisabona, cred că e un dezastru. Haos total. Eu am aterizat în apartamentul ăsta din cauza că mi s-a demolat casa din Cipariu, unde am trăit prima jumătate a vieții, mai mult de prima jumătate a vieții, dar dictatura a avut grijă să fim demolați. Și de atunci locuim în acest haos primordial, un fel de turn de fildeș, mă rog. Mică. Asta este o compensație pentru demolarea casei din Cipariu. Acest magnific panoramic, această îmbinare de spațiu urban și natură. În spate este simbolul clujan, dealul Feleacului și în prim plan serele orașului. O îmbinare superbă care sper să persiste cât mai mult și să nu aibă soarta casei din secolul XIX care ne-a fost demolată. Marele avantaj al Clujului este o citadelă cu tradiție urbanistică fabuloasă, în care ai toate avantajele metropolei, fără să ai și dezavantajele. Deocamdată încă pot spune că e un oraș în care poți să te ocupi de cultură intensiv. Să vedem dacă le vedem așa. Bine, să zicem că ar fi ceva. Bun. Aici e bine? Ce splendoare! O minunăție! Prima zi de școală, la școala germană, 1958. Asta sunt eu. Asta, cu pantalon scurt și cu floricică. Asta este Virgil Mihaiu la Stockholm, la etatea de 17 ani, 1968. Mare pasiune filo-scandinavă. Asta e în turnul primăriei, fotografia, tot eu cu colegii de liceu, în 1965, niște oameni magnifici. Virgil Mihaiu, poet, critic de jazz, poliglot, iubitor înfocat al artelor și al frumosului, este un cetățean al lumii. De 2 ani conduce Institutul Cultural Român de la Lisabona și vine acasă foarte rar. S-a născut la Cluj în 1951. Părinții lui au hotărât ca Virgil să urmeze școala în limba germană. Așa a început aventura lui, care nu s-a terminat nici până astăzi. Și-a dat seama că a învăța o limbă străină nu înseamnă doar posibilitatea de exprimare în limba respectivă, ci mai ales cunoașterea unei culturi, preluarea unui mod de gândire, o deschidere înspre o lume nouă necunoscută până atunci. Virgil Mihaiu nu s-a oprit la germană, a învățat peste 10 limbi străine, suedeză, engleză, rusă, spaniolă, portugheză, franceză și cine le mai poate ține socoteala.
primului volum de poezii a apărut în 1977, când era deja redactor al renumitei reviste literare studențești din Cluj, Echinox. Dar poezia nu a fost singura lui pasiune. La fel de intensă, la fel de puternică, a fost și atracția sa pentru jazz. Așa încât acum, după decenii lungi de activitate culturală, dacă ar fi să pună în balanță volumele sale de poezie și cele scrise despre jazz, scrierile sale muzicale ar trage mult mai greu la cântar. Poezia e cea mai legată de spațiul limbii tale. Practic este intraductibilă. Adică, pe de-o parte, știind atâtea limbi, mi-am dat seama că este utopic să-mi fac speranțe că voi putea vreodată să scriu în altă limbă poezie. Pot să scriu eseuri, pot să fac studii, orice, dar poezia este legată strict de spațiul tău. E cea mai intimă conexiune cu propria ta limbă. Și o expresie aici, iarăși, e o chestiune de natură individuală. Dacă ești un atlet, poți să fugi maraton, atunci scrii proza. Dar dacă ești sprinter, adică fugi 100 de metri în maximă intensitate, atunci poezie, eu sunt cu sprintul. Adică am o țâșnire și mi se pare că poți să rămâi într-un spațiu universal mai mult prin niște sclipiri metaforice decât printr-o chestiune. Nu am vocația pentru a formula coerent în proză anumite idei și atunci încerc să le transpun în imagini metaforice și care se leagă bine cu alte arte. Adică eu sunt un mare promotor al conexiunii dintre arte. Aș vrea să spun că el își folosește scrierile proprii în tot felul de combinații, în tot felul de domenii. De pildă, are spectacole de jazz în care unul din instrumente este vocea poetului care recită versurile în englezește sau în românește, alături de un trombon și de o baterie. The octopus. A secret gland. A secret gland. Secrets. Secret. Poems. Poems. Secretly. Secretly. The secretary. The secretary. Supposes himself. Supposes himself. A poet. Sighișoara Suedea și alte stări de spirit, un titlu emblematic, spune tot. În 79, ba nu 80, una din 86, aici i-au amputat tot, i-au amputat titlu, din titlu a rămas poeme, că de obicei am titluri foarte lungi. Și această magnifică balerină britanică, i-au amputat sânul stâng, n-avea voie să apară, drept care apare ca o hermafrodită. Așa. Aici este prima carte de eseuri despre jazz în perspectiva culturii actuale, Cutia de rezonanță, la editura Albatros. Aici una de la cartea românească, Paradis pierdut în memoria după 90. Din cauza asta, ziceam, practic sunt poemele care au fost cenzurate din volumele precedente. Unul de eseuri, Jazz au relief, din 93, la editura Nemira. Cele din străinătate nu le mai pun la socoteală. Asta este bilingvă, tradusă de un american, Adam J. Sorkin, Recensământ de Epifanii, româno-englez. Asta este Incantări și descântări clujene. Dacă îmi permiteți să vă citi un poem de 4 versuri. Transilvania. Nu o parte din Europa, ci o parte din paradis. Spălându-mi zilele vieții, înseninându-mi moartea sub sigiliu de vis. Spațiul consacrat cărților și discurilor muzicale în apartamentul lui Virgil Mihaiu reprezintă peste 2/3 din suprafața totală a locuinței. În camera bibliotecă a rămas doar o singură potecă printre rafturile supraîncărcate și mormanele de reviste adunate din toate colțurile lumii.
Colecționarul nu se plânge, ba dimpotrivă, afirmă că nu ar putea arunca nici măcar o foaie din ceea ce a adunat în decursul timpului. Putem găsi aici colecția aproape integrală a revistei Equinox, al cărei redactor a fost timp de 12 ani, dar și o colecție consistentă a revistei internaționale Jazz Forum, cu care a ajuns să colaboreze încă din 1983. Asta e un spațiu din ce în ce mai claustrant, un fel de depozit de cărți, reviste și producții personale. Bizar este că mi-amintesc că oriunde aș lua o bucată de hârtie, mi-amintesc exact în ce context. Asta e de la Riga, știu și chiar și conținutul îl recunosc. Din cauza acestui, cum spuneam, un fetișism al hârtiei tipărite, care mă, nu știu, e o plagă, e o maladie congenitală, nu pot să renunț la nimic tipărit, cu atât mai puțin la discuri sau la CD-uri, la viniluri, la benzi magnetice, la filmări, la video, când știu cu câtă dificultate le-am obținut, nu vine să renunț la ele, așa că mai bine mă dau afară din spațiul meu vital decât să le abandonez. A, nenorocire ce e aici. Dă duci drumul? Uite-te. Asta este o colecție, să zic așa, din 73, revista apărea din 65. Astea erau numerele de după eliberare și era o minunăție pentru că pe pagina a doua figurau toate numele corespondenților din diverse țări și atunci aveam adresele și puteam menține contactul cu ei. Asta e unul din primele texte pe care le-am publicat, uite, Ganel în Cecasin Tarasov. Și chiar și o prezentare generală a jazzului românesc. Mi-am dat seama că existau aici valori culturale care trebuiau promovate, cum ar fi chiar acest Ganel în trio, și mă refer la estul Europei. Și textele din primii ani erau foarte obsecvioase față de supremația transatlantică și mi se părea injust să existe asemenea artiști cum erau la noi Richard Oșanițchi, să spunem, de talie mondială și care rămâneau izolați din pură situație geopolitică a epocii și atunci am început să scriu texte care sunau veridic, pentru că de fapt eram uniți de această pasiune și dorință de promovarea frumosului și binelui prin această muzică. Eu totdeauna am mers cum am zis, pe principiul de a găsi o nișă în care să mă pot manifesta individual. Adică să-mi exprim ego-ul și să fac ceva care să placă și altora. Asta e ideea. Adică să dai ceva interesant. Și atunci în domeniul poeziei mă instalasem cumva și mi-am dat seama că prin jazz reușesc să te manifest ca și individ și în raport colectiv, fiindcă o artă individual-colectivă, dar mi-am dat seama că e o artă care realmente poate fi utilizată ca un debușeu. Poezia o scrie doar în română, însă prin intermediul jazzului, Virgil Mihaiu a învățat că limbajul prieteniei este același pretutindeni. A reușit să lege prietenii trainice cu cei mai buni muzicieni de jazz din lumea largă. Arta lui supremă constă în consolidarea acestor amiciții care leagă persoane aflate pe continente diferite și care au șansa de a se întâlni doar de câteva ori în viață. Prietenii lui Virgil Mihaiu sunt atât de numeroși încât nici el nu-i poate număra. Unii sunt poeți, alții interpreți de jazz, alții simpli iubitori de artă. Ei locuiesc pretutindeni, începând cu Siberia și terminând cu insulele Azore sau Brazilia. Din acest motiv, Virgil Mihaiu se simte peste tot, aproape ca acasă. Relațiile amicale sunt fundamentale și uite aici am doar câteva dovezi fotografice care au fost luate la hazard, pentru că multe din cele la care țin foarte tare nu le-am mai găsit. L-am aici pe Luis Ilariu, care conduce Hot Club de Portugal,
un loc de referință pentru istoria jazzului din cea mai vestică țară europeană. Deci am recitat la Viena împreună cu Alexandru Bălănescu la vioară, acum vreo 2 ani. Asta e iarăși o fotografie istorică. Vyacheslav Ganelin, Vladimir Tarasov, Vladimir Čekasin, în 1981, un spectacol istoric. Cu darul lui al relațiilor umane și cu oarecare nonșalanță cu care îți bate la ușă și îți împinge în față 3-4 prieteni, care nu știi cine sunt, dar care până la urmă îți dai seama că merită să-i cunoști, el realizează astfel contacte fantastice, absolut neașteptate și extrem de rodnice. Așa mi-a băgat în casă Virgil Mihai pe celebrul trio Ganelin, Čekasin, Tarasov, care au cântat la Sibiu și care au fost niște revelații, au fost un semn foarte clar că dinspre Rusia vine un vânt de libertate. Așa mi-a băgat în casă pe Hari Tavitian și pe Corneliu Stroie și pe atâția alții. Virgil. Virgil este, într-o definiție care o să-l supere pe Virgil, este un codoș cultural. Toată viața lui n-a făcut altceva decât să recomande unor oameni alți oameni, unor oameni produse culturale ale altor oameni. Ca unul care nu țin minte niciun banc, pot să spun că totuși Dinu Flămând mi-a livrat recent unul. Maria și Ion conversează la Senectute. Păi, Ioane, măi, dar acum hai să vorbim și noi odată sincer. De fapt, tu crezi că între noi o fi fost, noi ne-am luat din iubire sau din interes? A, păi, Marie, bag seama că din iubire, că de interesat nu m-ai interesat niciodată. Omagi. Ce onoare. Ce onoare. Un nou salut amical. Stai să vezi. Bine te-am regăsit. Infinit. Merci. Wow. Asta e Sodoma piano. Ah, e perfect. Bun, așa e perfect. Ziceam de ambientul jazzistic care favorizează amicițiile. Uite aici un exemplu caracteristic. Domnul Vana este un fel de etern june coordonator al jazzului, adică al tinerelor talente din jazz. Simte-te ca acasă. De fapt, tu ești un poli-instrumentist. Păi mă pricep la mai multe. Uite aici, lansările creativului, grupul creativ. Uite. Da. Așa, aici totu ești cu Big Band-ul și cu solistul celebru. Celebrul solist aici se vede numai fără microfon. Da, vă rog. Undeva trebuie să apă. A, bine, era o... Uite, ăsta e prezentatorul. Eu prezentam, incredibil. Mă recunoști? Asta cu costumul. Ce caragios. Aici erau turneele din Grecia, unde, pe care s-a specializat domnul Vână și care pot constitui într-adevăr o sursă inepuizabilă de umor. Îmi amintesc de prima traversare a frontierei în Grecia, în care ducem invitația oficială, stăm în soare acolo și după vreo 2 ore apare polițistul și zice: dar voi ce căutați? Păi avem festival Invitation, Jazz Festival Corinthos. Nu înțelegea ce cuvânt este așa. Atunci ca de fi să zic: hai repede, scoate afișul în limba greacă. Și scoate un afiș în grecește, îl arată și tipul zice: a, țaț. Păi vorbește, mei, ca omul, mă, așa se pronunță, țaț. Nu puteau să pronunțe J și Z.
ție îți plac glumele și chiar am remarcat acest lucru, că studenții vin la aceste cursuri de estetică cu mare plăcere, că totdeauna găsești, mă rog, moment, cum să spun, cuvinte potrivite pentru ca să destinzi atmosfera și... E normal din cauza că dacă în jazz nu ai umor, este mult mai grav decât în alte spații. Fără nihil sine humor, adică obligatoriu, trebuie să ai o doză de lejeritate și de toleranță. Altminteri, e un nonsens, o contradicție în termen. Virgil Mihaiu vede în persoana lui Ștefan Vonoi un adevărat deschizător de drumuri. Această explorare a posibilităților de a face din muzica de jazz o artă cunoscută și recunoscută în orașul de pe Someș nu a contenit nici pentru Virgil Mihaiu. Acum 10 ani a ținut primele prelegeri ale unui curs de estetică a jazzului la Academia de Muzică din Cluj. Profesorul face totul. Este spiritul de sacrificiu al jazzului, care funcționează de decenii. Nu, ăsta nu merge. Are un truc mizerabil. E un sistem oribil. O să încep aici cu o piesă fabuloasă. Este o omagiu adus de Matthias Rueg, Titanicul dirijor al Vienei Art Orchestra, de care v-am tot istorisit, care au cântat acum la Sibiu în 2007. Cui puteau ei să-i ducă omagiu? Lui Mützli. Cine o fi fost Mützli? Mozart, dacă sunt austrieci. Se bat pe burtă între ei. Piesa este, să zic așa, o extensie a unei teme mozartiene, cântată decent pe flaut marimbafon, iar acel flautist fenomenal, care se cheamă Pușnic, devine din ce în ce mai delirant, pentru că în prima variantă l-auzi intonând frumos, e de pe un LP vinil și are scârțitul ăsta. Se aud păcăniturile. După aceea zice erste variațion. Și face o variațiune și după aceea trece la a doua, zice zweite variațion, more away. Și delirează. Și după aceea zice dritte variațion și o ia razna. Sky, dead horizons, murdered hours, blacklists upon blacklists. The soldier in his sentry box gives over his life. To whom? To waiting. Aici este mezaninul unei clădiri pline de intelectuali. Practic, jumătate din viață cred că mi-am petrecut-o pe aceste coridoare cu lambriurile astea. Ah, cu domnul Virgil Stanciu! Ești așteptat! Mersi! Ce încântare! Cel mai important anglist și americanist din România. Felicitări! Mă bucur foarte tare! La revedere! Așa. Intrăm la steaua. Oh, ce ambianță!
Din păcate, când eu am absolvit în 74, orice șanse culturale se îngropaseră și abia în 1990 am reușit să fiu cooptat în redacția Steaua, unde din primul moment am creat această rubrică numită Jazz Context. Și, din păcate, în România, neexistând forme scrise suficient de dezvoltate, adică în presă jazzul este un subiect efemer, oarecum. Asta pe mine m-a ambiționat și am menținut aceste pagini, care sunt un fel de mini-revistă în fiecare număr, timp de aproape 20 de ani, adică din 90 până în prezent, și sper să o mai duc cât voi mai trăi. Din 2006, Virgil Mihaiu este directorul Institutului Cultural Român din Lisabona și ministru consilier pe lângă Ambasada României din Portugalia. Portugheza pe care a învățat-o la impulsul fostului său profesor, Marian Papahagi, o vorbește ca pe a doua limbă maternă. Dar poeziile sale, inspirate de universul lusitan, conțin o umbră de nostalgie a spațiului primordial de care e legat prin toată ființa, Transilvania. Cultura portugheză cred că e un fel de model de alteritate, adică a demonstra că poți să fii altfel decât se așteaptă ceilalți. Bine, sunt zeci de elemente despre care nimeni nu știe că în spate este ceva portughez. Au fost primii europeni care au ajuns în Japonia. O primeiro europeu que chegou ao Japão foi português. Asta e prima propoziție pe care o înveți. Primul european care a ajuns în Japonia fu un portughez. Lisabona e ca și cum ai trăi într-un mediu acvatic, dar ai respira aer îmbălsămat. Lisabona, încâlcită, învăluitoare și imaterială, promisiune, împlinire de vis. Lisabona, Lisboa, topită lent în sângele meu, îmbibat timp de o viață cu aromele Transilvaniei.